Ok, urmează un mit și vorbim despre OMG. Ce înseamnă OMG? Poate să însemne Oh My God, dar noi suntem la Medicool și la Medicool OMG înseamnă organism modificat genetic. De fapt, mâncarea modificată genetic este mâncare a cărui ADN a fost modificat prin inginerie genetică. Haideți să vă arăt de ce am vrea să modificăm un organism, de ce am vrea să-i modificăm genele. Pentru că avem tot felul de plante în curte și să presupunem că avem aceste două plante. Una are foarte puține fructe. Nu face fructe. Asta este caracteristica ei genetică și este înscrisă aici în codul ei genetic. Da? Dar vedem că nu are nicio boală, este foarte rezistentă. Și noi ne gândim ce facem, o cultivăm pe asta? Nu trebuie să-i purtăm de grijă, da? Nu trebuie să dăm cu pesticide. E o plantă rezistentă, dar va face puține fructe. E un compromis. Pe de altă parte, avem o altă plantă care face foarte multe fructe. Ne umplem de fructe și facem compoturi și le și vindem și ne și rămân după aceea. Doar că această plantă suferă de această boală. Este foarte sensibilă la tot felul de boli și trebuie să o îngrijim foarte mult. Și atunci ne gândim pentru ce optăm? Pentru asta sau pentru asta? Oamenii de știință au venit cu o soluție și le-au împreunat. Au făcut inginerie genetică și au modificat una din plante și i-au dat uneia caracteristica celeilalte. Au împrumutat capacitatea acestei plante de a se feri de boli, rezistența ei, și au împrumutat și productivitatea acestei plante și capacitatea ei de a face multe fructe. Și astfel, prin inginerie genetică, a rezultat o singură plantă care este în același timp și rezistentă, dar face și multe fructe. Acestea sunt OMG-urile la Medicool. Și tot ce vedem OMG la magazin este clar verificat și este dovedit că este safe și este la fel de bun ca celelalte alimente. Am demontat încă un mit. Ok.